Lasă-mă, papa, la mare. Vreau distracție și soare. Mă mândră cu la am aflat ce dragoste. Hello, ce faceți, dragilor? Probabil că sunteți undeva pe o plajă. Eu nu sunt pe o plajă, ce să fac? Asta este, sunt în continuare la muncă. Nu sunt la muncă, am filmat videoclipul ăsta acum 2 săptămâni. Sper că în 2 săptămâni să fiu și undeva pe o plajă și să mă relaxez și să mă simt bine. Inspirat de simplitatea lui Jeff Leatham, după cum vedeți, sezonul acesta este dedicat lui. Așa, ce zice, săptămâna asta v-am pregătit cel mai simplu aranjament. Doar în aceste superbe vase de sticlă pe care le-am luat de pe floro.ro. Mai simplu de atât nu se poate, o să vedeți. Am primit săptămâna aceasta niște, eu le spun, buruieni, mătrețuri, verdețuri de la Radu de la Grădina Urbană. Mulțumesc mult de tot, dar cel mai important, ia uitați-vă ce frumusețe, ce frumusețe, o protea absolut superbă, Protea King se numește. Săptămâna aceasta ea va fi floarea vedetă în aranjamentul nostru, iar în rest vom folosi doar aceste verdețuri superbisime, mă rog, flori, viburnum, alium, niște ami, o să vedeți, o să iasă ceva absolut superb. Bun, și acestea fiind spuse, să începem minunatul aranjament din săptămâna aceasta plină de concedii, în care toată lumea este la mare și la soare. Ai, 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 la mare, ai, ai, la soare. Așa, pe ideea lui Jeff Leatham, less is more, măi băiatule, hai tu în România să-ți arate aici floriștii români, less is more, că pe bogăție toată lumea poate să facă less, toată lumea poate să umple de hortensii și de trandafiri. O, dar ce frumusețe, o să arate absolut superb acest aranjament, dacă aveți invitați la cină, cu siguranță vor zice, oh, superb, asemenea aranjament, este incredibil de frumos. Pe principiu less is more, am creat un superb aranjament, fresh, de vară, de ce vreți voi, de toamnă, de iarnă, cred că nu contează chiar atât de mult. Dar cu siguranță, dacă aveți vreo cină acasă, dacă aveți o nuntă cu mese dintre acelea dreptunghiulare lungi, cu siguranță genul ăsta de aranjament va arăta absolut extraordinar și toată lumea va remarca decorul, vă asigur. Și nu uitați, chiar și verdețurile au nevoie de finish, da? Chiar dacă acest aranjament pare că e făcut doar cu ierburi, ceea ce nu e, dar pentru marea majoritate a oamenilor ăstea doar ierburi. Așa, nu e. Să nu uităm, e foarte important să folosim finish la orice aranjament pentru a prelungi viața florilor. Și ce pot să zic, vă doresc un concediu plăcut, să la mare și la soare să aveți grijă să nu vă ardeți și să ne revedem cu bine când ne-o întoarce. Vă pup, pa! Și nu uitați să dați like și comment și share oriunde vedeți Daniel Nora Influencer, pe Facebook, pe Instagram, să dați subscribe la canalul meu de YouTube, neapărat, bineînțeles, că altfel când ajunge celebrul mă fac că nu vă mai cunosc. Eu am niște câini nebuni, trebuie să-i... Păi, dar de ce râdeți? Asta e adevărul. Am niște câini porno tare de tot. N-ai văzut asta? O călărește pe asta la un tădea naiba. Cum? Unde o prinde, o și călărește. Nu-i asta nimic la omul ăsta? Chec de casă de la soacra lui Bogdan. Pe mijloc, așa, să ies ca o floricică dintre verdețuri.